Aleșii locali le-au pregătit făgărășenilor multe surprize pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Una dintre ele este amplasarea unui patinoar în centrul Făgărașului. Propunerea USR Făgăraș de înființarea unui patinoar a găsit susținerea necesară în Consiliul Local. Ca urmare, primăria a închiriat un patinoar care va funcționa în perioada decembrie 2023-februarie 2024. La începutul anului 2023, împreună cu colega Cristina Paicu, am depus la proiectul privind aprobarea bugetului municipiului Făgăraș un amendament cu privire la înființarea unui patinoar pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Propunerea noastră a fost susținută și aprobată în Consiliul Local și mulțumim colegilor consilieri care ne-au susținut, iar primăria a închiriat un patinoar care va funcționa în perioada decembrie 2023-februarie 2024. Ne bucură mult acest lucru pentru că în aceste condiții copiii au un loc unde să se recreeze și să facă mișcare în această perioadă, iar părinții nu mai sunt nevoiți să meargă cu ei la Victoria, Brașov sau Sibiu. Cu acest proiect sperăm că am adus bucurie și zâmbete pe fețele copiilor făgărășeni. În zona centrală se vor crea două piațete unde cetățenii vor avea posibilitatea să participe la evenimente, două zone unde socializarea cetățenilor din municipiul Făgăraș se va realiza prin diferite evenimente, de exemplu acest patinoar cum vine pus la dispoziție pentru copii, pentru toți cetățenii municipiului Făgăraș. În fața primăriei lucrăm în momentul de față pe planul de mobilitate la o piațetă, iar infrastructura pe care noi o realizăm aici este pentru a avea zone unde să punem o mică scenă, să dăm drumul la evenimente atât iarna cât și vara și toată perioada anului. În momentul de față, dacă vorbim de patinoar, achiziționăm o prestare de serviciu, închiriem un patinoar unde copiii și toți cetățenii municipiului Făgăraș vor avea posibilitatea, bineînțeles, contra cost, să închirieze patine, să plătească intrarea, iar grupurile organizate pe perioada săptămânii de luni până vineri cu profesorii pot veni și vor avea intrarea gratuită. Iar persoanele cu dizabilități la fel vor avea intrarea gratuită. Acest patinoar este închiriat la începutul anului când s-a format bugetul. Cele două consiliere au venit cu un amendament pe care l-am acceptat pentru că era în aceeași idee ca după ce realizăm toată infrastructura pe planul de mobilitate municipiul Făgăraș să dăm drumul la închiriere de patinoar și la crearea unui târg de Crăciun. Pe lângă acest patinoar, noi vom avea rulote tip căruț sau căruță pentru a avea posibilitatea tuturor participanților, cetățenilor să aibă o zonă în jurul patinoarului de unde să își cumpere un parcuvin fiert sau dulciuri pentru copii sau diferite produse specifice perioadei de iarnă. Va avea o perioadă, perioada de închiriere este pe 2 luni de zile, nu pot să vă spun acum când va începe, dar perioada estimată este între 15 decembrie, 15 februarie.